Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, de aceea nu ne temem. Amin. Vă rog, ocupați locurile. În Isaia, capitolul 11, versetul 1 și 2, cuvântul Domnului spune că apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar din rădăcinile lui, Duhul Domnului se va odihni peste el. E gândul care mă frământă de câteva zile. Și l-am întrebat pe Duhul Sfânt, el se odihnește peste mine? Când vorbea de nașterea Domnului Iisus Hristos, prorocul face afirmația asta, Duhul Domnului se odihnește peste el. Adică atâta era de curat Domnul, atâta era de sfânt Domnul, atâta era de bun Domnul, că Duhul se odihnea în el. Și am văzut că la mine Duhul Domnului trudește din greu. Se parcă mi-aș dori starea aceea să ajung să se odihnească și în mine. Când 1 Ioan spunea cuvântul Domnului acolo, cât 4 cu 17, cum este El, așa suntem și noi. Astfel se face că dragostea lui Dumnezeu în noi a ajuns desăvârșită. Noi suntem ca El. Duhul Sfânt în mine are de mustrat, are de ridicat, are de îndreptat, are de curățat. Duhul Sfânt în mine lucrează. Și dacă Duhul în mine ar sta puțin, așa ar fi niște răbufniri ale firii și peste Domnul Iisus, Duhul Sfânt era ca într-o odihnă. Și iar mă gândesc, când voi ajunge starea aceea ca Domnul și Duhul Domnului să se odihnească în mine, să fiu cât mai aproape de desăvârșire. Știți, la botezul Mântuitorului, cerul s-a deschis, Duhul Sfânt s-a coborât sub chipul unui porumbel și din cer s-a auzit un glas, acesta e Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Eu mă imaginam așa la rugăciune, în adunarea din Betania, să văd așa un porumbel zburând pe aici, să se rotească așa roată, și oare ce-ar fi spus glasul? Aceasta e adunarea mea în care găsesc toată plăcerea? Ar fi spus așa Domnul? Hai, fraților, să trăim ca să spună Domnul așa. Amin? Știind că vin la Betania, m-am rugat Domnului și înainte de a veni încoace, am primit de la Domnul un gând să vi-l spun. Știți, noi, în trăirea noastră, trebuie să împlinim totdeauna voia lui Dumnezeu. Dar și în slujirea noastră trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Că este o voia lui Dumnezeu. Roman 12 cu 2 spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Înseamnă că Dumnezeu are voia lui. Dar este diavolul. Diavolul are și el voia lui, că scrie în 2 Timotei capitolul 2, versetul 24-25, robul Domnului n-are voie, nu trebuie să se certe, dimpotrivă să fie blând, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnic, ca înădejdea că venind în jertfire Dumnezeu, îi va ajuta, versetul 25, să se desprindă din cursa diavolului în care au fost prinși, ca să-i facă voia. Înseamnă că este diavol, diavolul are voia lui. Acum este Dumnezeu care vrea ceva, este diavolul care vrea ceva și ești eu predicatorul, ești tu cântărețul, prorocul. Pentru că în Coloseni capitolul 2, versetul 18 spunea nimeni să nu vă amăgească făcându-și voia lui însuși. Acum voia omului poate fi influențată de Dumnezeu sau de diavol. Și noi trebuie să fim foarte atenți. Eu m-am rugat Domnul pentru adunarea din Betania, repet, și am primit de la Domnul un verset. De fapt, voi cita două consecutive.
Din 2 Timotei, capitolul 1, versetul 6 și 7, spune: adu-le aminte să înflăcăreze darul lui Dumnezeu care este prin punerea mâinilor mele. Și versetul 7, căci noi n-am primit, Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci ne-a dat putere, dragoste și chibzuință. Ăsta e gândul Domnului pentru dumneavoastră. Spunea psalmistul, am vrut să văd ce se citește dimineață, și striga psalmistul: noi nu ne temem. Amin. Știi ce mi-a spus Domnul? Că aici se îngroașă rândurilor celor care se tem. Frați și surori au ajuns tot mai mult să se teamă. Și eu întreb, dar de ce te temi? Duhul ăsta de frică nu-i de la Domnul. Domnul, când ne-a umplut cu Duhul Sfânt, ne-a pus ceva, ceva care să ne păzească, ceva mai tare decât Duhul de frică. Când Domnul mi-a dăruit mie Duhul Sfânt, mie mi-a dăruit putere, fraților. Frică la mine. Și când ajunge în dreptul meu, vede că eu am în mine puterea Duhului. Frică la mine. Și când ajunge în dreptul meu, vede că eu am în mine puterea Duhului. Mirea mea, psalmul 27. De cine să mă tem? Domnul e... Mirea mea, psalmul 27. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei potrivnicii mei se împiedică și cad. Chiar o oștire de-ar tăbări împotriva mea, inima mea nu s-ar teme. Chiar război de-ar veni împotriva mea, eu tot plin de încredere aș fi. Ajută-ne, Doamne! Întâlnesc pe teren oameni prinși de Duh. Întâlnesc pe teren oameni prinși de Duh de frică. Încerc să le spun: oameni buni, frații mei, surorile mele, ăsta nu-i de la Dumnezeu. Nu e extraordinară. Băieți, din grupul coral, să nu faceți strântă cu omul ăsta, că vă dă de pământ. Eu am citit despre el că odată era la stânca Etam și frații lui iudei au venit să-l oprind și l-au legat să-l dea mâna filistenilor. Și filistenii au început să bată din palme, să se bucure că Samson îi prins, îi prizonier. Se spune Biblia că Duhul Domnului a venit peste Samson, funile s-au rupt, o apucat o falcă din magar uscat și au omorât 1000 de oameni. Sunt 1000 aici? 1000 de oameni, o dat cu drânsă și mai facea și cântări. O măsură, două măsuri cu o falcă din magar. Bate cu Samson. Crezi că ăsta avea o teamă? De ce ne se teamă că așa avea o putere de mare? De ce ne se teamă Samson? Odată a luat poarta cetății cu stâlp, cu tot, și o suit pe vârful muntelui. Soția sa mi-a dat telefon și a spus că din tot ce a văzut, s-ar putea să mă aud acum, a văzut că eram printre cei mai grași, frate. Și observ și eu că nu numai bătrâneța aia 60 de ani, dar cred că și kilogramele în plus mă face să nu mai pot să alerg. Urc greu la deal. Și mă gândesc, Samson, că nu-l luat dită mai poarta și stâlpi și o să iei până în vârful muntelui. Na, Samson, de ce ne se teamă? Dar voi de ce ne vă temeți? Când vă temeți? La noi era un frate și vorbeam despre frică, un frate scurs și gros, puternic. Și-o spus, băi, fraților, trimiteți-mă, era noaptea târziu, trimiteți-mă să mă duc într-o pădure. Eu mă duc în orice codru vreți, de-a lungul și de-a latul, și nu mă tem.
Dar voi când vă temeți, de ce vă temeți? Știți că puterea asta mare i-a intrigat pe oameni. O stârnit curiozitatea și în judecător 16:5, însăși domnitorii filistenilor au venit la o femeie cu numele de Dalila și au spus: înduplecă mai să vezi de unde vine puterea asta. Și noi avem putere, când noi vorbim de putere, da? Puterea noastră de unde vine? Cel mai puternic în universul ăsta e Dumnezeu, numit Atotputernicul. Dar de la Dumnezeu s-a făcut un transfer așa de putere. În Matei 28:18, Hristos Domnul a strigat: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Samson era tare acolo, lângă stânca Lehe, lângă stânca Etam. Dar Hristosul lui Dumnezeu e cel mai tare din universul ăsta. Nu există nimic în lumea asta și în univers mai tare decât Domnul care mi este prieten cu mine. Iisus Hristos e fratele meu, e Domnul meu, e prietenul meu. Și Hristos nu a vrut să aibă putere numai El. Le spunea ucenicilor: voi să nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți fi umpluți cu putere de sus, da? Fapte 1:8, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Frate, nu se poate putere fără Duhul Sfânt. Că puterea care o avem noi e primită de la Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul, amin? Acum eu întreb ca Pavel în Fapte 19, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Sunteți plini de Duhul Sfânt? Darurile Duhului Sfânt sunt exersate în slujirea voastră și în adunarea Domnului? Că puterea noastră e de la Duhul Sfânt, slavă Domnul! Și acum vine Duhul de frică la mine. Și când vine Duhul de frică la mine, întâlnește în inima mea altceva. Îl vede acolo pe Duhul Sfânt și vede mare putere. Știți cum fuge? Eu încercam să înțeleg cum Duhul de frică are frică. Că El e Duh de frică și Lui e frică și pleacă El. Pentru că noi e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E puterea lui Dumnezeu, fraților. Plecați acasă cu gândul ăsta. Credeți că în Psalmul 34:7 spune: îngerii Domnului tăbărășc în jurul celor ce se tem de El și scapă de primejde. De ce să ne temem când în jurul meu eu am o gardă de îngeri, fraților? Și în ziua și în noaptea am dormit în căsi pustii, în căsi nelocuite. M-am trezit, n-am avut nimic, știam că în jurul meu sunt îngerii ce e tot puternici al lui Dumnezeu. Și tu de ce să te temi? De ce ne temem adesea? Și Domnul mi-a spus: spune celor din Betania să nu se teamă. Acum vorbind de puterea asta lui Dumnezeu și măsurile de putere, am constatat că puterea aceasta poate să crească sau poate să scadă. Tu ai crescut în putere sau ai scăzut în putere? Psalmul 84:7, ei merg din putere în putere. Dar Osea 7:9 spune: niște străini mănâncă puterea. Sunt la Cluj străini care vă mănâncă puterea? Păi hai să identificăm și să scoatem străinii așa din casele noastre. Să ai în casă străini care să-ți mănânce puterea, ai în inima ta străin care îți mănâncă mereu din putere și te vezi la un moment dat slab și fără putere și vine Duhul de frică la tine, că tu în loc să stai în poș și rugăciune, în citire și în alte fapte bune, tu ai pierdut vremea, ți-o mânca străinul puterea și te temi. Am fost să ne rugăm cândva pentru un copil care avea spaime din astea, noapte tresărea. Și când am verificat lucrurile, el sta numai la desene animate cu pistoale și cu tot felul de... Și cum să nu se teamă când asta vede el zi de zi? Cum să nu țipi noaptea prin somn când tu, ca mamă, îi pui asta ca să tacă din gură? Asta a fost numai un exemplu, nu spun că e la Cluj asta. Dar sunt străini care ne mănâncă puterea. Eu m-am dus cu gândul la omul ăsta care nu știa ce-i frica, ce-i teama. Un om așa de puternic, și eu cred că până la urmă Samson a experimentat și frica.
Când o tăbărâ filistienii și l-o legat, iar el a spus, voi face ca așa altă dată. Și nu a mai putut face. Și l-a legat așa burduf, roată, roată, și când unul ținea așa de bărbii pe Samson, și a venit un netăiat împrejur și i-a pus sabie așa sub ochi și i-a scos ochi afară. Credeți că Samson nu s-a temut? Dar de ce s-a temut? Că nu mai avea putere. Că acolo unde e putere, acolo n-are ce căuta duhul de frică. Și eu mă gândeam, de ce și-a pierdut oare Samson puterea? A venit cineva, Dalila, cu briciu și i-a tăiat cele 7 șuvițe. Eu mă gândeam că la Dumnezeu este o sursă de putere, fraților, pe care El ne oferă prin Duhul Sfânt și ne umple cu putere, dar sunt câteva modalități de a accesa puterea asta lui Dumnezeu. Eu cred că o metodă prin care noi primim putere de la Dumnezeu e însăși legământul care l-am făcut cu Dumnezeu. Nu știu care a fost meritul lui Samson. Știu că Manoah, tatăl său, și cu mama sa au avut o juruință înaintea lui Dumnezeu. Știu că Samson era nazireu, era închinat Domnului, că respectase și părinții niște reguli și avea un legământ cu Dumnezeu. Și din legământul ăsta a venit măsura de putere peste Samson. Fraților, noi avem un legământ cu Dumnezeu. Suntem copii de legământ. Și în momentul când am încheiat legământ cu Dumnezeu, ne-am trecut pe numele Lui. 1 Ioan 3:1, prea iubiților, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și suntem, slăviți să fie Domnul. Lumea nu ne cunoaște, prea iubiților, acum suntem copii, ce va fi, nu s-a arătat. Dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Eu am încheiat cu Domnul un legământ, cu mulți ani înainte. Și în momentul când am încheiat cu Domnul legământul acesta, eu am văzut că Domnul a trimis o măsură de putere peste mine. Și Duhul Domnului îl mișca pe Samson între Țorea și Eștaol. Dar Samson nu a păstrat legământul. De-aia a ajuns să-i fie frică, să-i fie legat și cu ochii scoși. Dragii mei frați, de la Cluj și de unde sunteți, haideți să păstrăm legământul. O depășit și l-am întrebat pe Samson, dar ce-i căuta Samson la Timna? Și ce căutai tu în Valea Sorec? Voi știți că împărăția lui Dumnezeu are hotare? Efeseni 3:18, ca să pricepem împreună cu toți sfinții care lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea. Frații mei, pocăința are hotarele ei? Și trebuie să rămânem în hotarele ei? Spunea fratele din Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Dar dacă tu fugi de sub ocrotirea celui preanalt, cine te va păzi? Cine te va izbăvi? În virtutea acestui legământ, Dumnezeu ne conferă o mare măsură de putere, fraților. Dar noi trebuie să păstrăm legământul. Amin? Că dacă nu păstrezi legământul, dacă treci hotarele pocăinței, și nu știi care e lărgimea căii lui Dumnezeu și o faci mai lată decât trebuie, vine Dalila, vin filistienii cu briciu și ți-o tăia șuvița. Și când ți-o tăiat o șuviță, puterea ți-e mai mică. Am găsit un cuvânt frumos în Psalmul 84, versetul 4. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai poți să te laude. Și versetul 7, ei merg din putere în putere. Eu cred că o măsură de putere o primim la Betania în zilele de sărbătoare. Și cred că o măsură de putere o primim la părtășia cu frață. De aceea eu iubesc părtășia cu frață. Și în momentul când tu lipsești de la adunare, pierzi ceva din putere. Dalila-i cu briciu se joacă în părul tău. Îi tai șuvița asta sau nu o tai? Când n-ai fost nici joi sau vineri, când aveți voi, când n-ai putut veni duminică dimineața, când n-ai venit duminică seara, că ai avut ceva probleme. Și când lipsești de la părtășia cu Domnul, pierzi din putere. Eu m-am lăudat cu asta și Domnul să mă ajute. Eu am mulți ani de zile de când n-am lipsit niciodată de la adunare. Și dacă n-am fost la noi, am fost în altă adunare. Numai dacă am spus, am fost în avion și n-am putut cobori la prima.
În rest, eu merg la adunare. Dacă sunt cu mașina fraților și program de adunare, m-am oprit de aici șoseaua asta până la Bistrița, prin multe adunări. Am văzut că e adunare, mașini în parcare, n-am voie să lipsez de la adunare. De mulți ani de zile. Și am eu și o predică, prezența la adunare. Dar tu când nu vii la adunare așa, nu vrei să vii. Că acum am treabă, acum s-a obosit, acum am o vizită, acum vine cineva la mine și lipsești repetat de la casa Domnului. Nu crezi că ai să pierzi din putere? Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că ei merg din putere în putere. Doamne ajută-ne, amin. Și-ar mai fi poate rugăciunea. Luca 21:36, vegheați tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. Știți câtă putere capiți în rugăciune? În exersarea darului vorbirii în altă limbă, că cine vorbește în altă limbă se... Ce face? Se zidește pe sine, fraților. Știți cât contează o rugăciune rostită prin Duhul Sfânt în altă limbă? Știi câtă putere, câtă zidire capiți tu de la Dumnezeu? Că în rugăciune este putere, fraților. Dar dacă nu te rogi și nu-ți place rugăciunea, aici eu sunt restant. Aici sunt restant. Nu vorbesc de rugăciune, aceea că mă rog la Betania și aseară pe albini, că mă rog, sau că mă rog, că mă cheamă la bolnav și cu frață, că trebuie să ne rugăm. Dar eu am făcut o constatare, acum la finalul anului, am predicat nu de mult de leu pierdut în casă. O femeie a avut 10 lei și a pierdut unul. Și am făcut o verificare și am constatat că totul sunt restant la rugăciune în cererea de odăiță. Când încui ușa și te rogi Domnul. Știți ce m-am găsit eu restant tare, tare, tare? Și am mărturisit Domnului și încerc să mă redresez cumva. Am început să pierd din dorul după întâlnirea cu Iisus. Atâtea activități avem în adunare, dar mâine dimineață trebuie să fie obligatoriu acasă. Mâine la amiază am o căsătorie la Dumbrăvina, fratele Virgil Neagu. Mâine seară sunt la Botoșan la ordinarea unui slujitor. Și în fiecare zi am câte ceva. Și nu mai am vremea aceea care o aveam să stau singur, să mă rog, să plâng și să-i spun, Doamne, Te iubesc și mi-e dor de Tine. Am constatat că nu mai am dorul ăsta. Eu vin în a treia generație de pocăiți. Părinți pocăiți, bunici pocăiți, condamnați la Cernăuți, ani grei de pușcărie. Mi-aduc aminte, Domnul, mulțumesc, mi-a dat memorie, mi-aduc aminte cum era adunarea noastră acum 50 de ani. Mi-aduc aminte. Când niște oameni cu mâinile bătătorite veneau de la Tiapeu, se plecau pe genunchi, frații mei, poate 10, poate 20 de frați ridicau mâini și începeau să cânte în alte limbi, la rugăciune în comun. Adunarea era numai un cântec, era numai un clocot, era numai o putere. Îmi povestea tatăl meu, măi băieții, măi, prin 40 și ceva, înainte de 50, când mă duceam la rugăciune dimineața la ora 3, a venit un om nepocăit și a spus, măi, luați-mă și pe mine. Și când s-a apropiat de poartă, a început să tremure și a spus, nu poți intra, puterea lui Dumnezeu te-a apucat de la poartă, de la intrare. Și mi-aduc aminte că în rugăciunile fraților noștri s-auzea foarte mult strigarea aceea, vino Doamne Iisuse, cântam de venirea Domnului. Acum avem așa de multe programe și așa de multe predici și așa de multe slujiri că am pierdut ceva din dorul ăsta. Și am plâns înaintea Domnului, a spus, Doamne, renunț la totul. Nu mai predic, stau acasă o lună, două, până când mă umpli iar cu dorul ăla. Așa că să mă gândesc că va veni Domnul și eu voi zbura, îl voi întâlni pe Domnul, pe nori, va fi o sărbătoare. O cântare veche spune, sărbătoarea celor fără sărbători. Și apoi mă va lua și mă va duce în Ierusalimul Ceresc, voi călca pe străzi de aur, mă întrebam oare pe care poartă voi intra, că nu știu. Nu vi dor? N-o fi acolo mai frumos ca în Cluj? N-o fi acolo mai frumos ca adunarea din Betania? Când o clipă cu el e o uimire, ce va fi în veșnicii?
Și așa vreau ca Domnul să pună dorul ăsta. Ei, rugăciunea asta îmi găsește. Rugăciunea aia de noapte, de un ceas și două, când stăm noaptea și mă rugam și nu mai puteam să-i spun nimic decât îi spuneam, te iubesc, Doamne, vreau să mă întâlnesc cu Tine. Mai aveți dorul ăsta în inima voastră? Mai aveți rugăciunea asta în inima voastră? O, de-am avea dorul ăsta, ce pocăință am trăit noi prin Cluj. Ce frumos ne-am îmbrăcat, ce frumos am vorbit, ce frumos ar fi între noi să dea Domnul acest dor. Amin? Că rugăciunea are putere. Vegheați și rugați-vă tot timpul ca să aveți putere. Și când nu ai rugăciune, vine Dalila cu briciu și stă deasupra capului tău. Nu previi la adunare, nu prea ții legământul, treci hotarele când într-o parte, când în alta, îți lipsește rugăciunea și duhul de teamă vine, se apropie, dar puterea ta scade. Eu aș vrea ca Domnul să ne mărească astăzi puterea, amin? Cuvântul lui Dumnezeu e o altă metodă de a accesa puterea lui Dumnezeu. Romanii 1:16, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui care crede. Frații mei, aici e puterea lui Dumnezeu. Știți voi câtă putere este în Scriptură? Aici, numai dacă citești simpla lecturare a Scripturii, îți aduce putere în Duhul tău. Psalmul 33:6, cerurile au fost făcute prin cuvântul lui. Cu nou spune, el poruncește și ce poruncește ia ființă. Asta e puterea lui Dumnezeu. Câte Biblie aveți acasă, fraților? Câte Biblie aveți acasă? Luca 1:37, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Matei 24:35, cerul, pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Apocalipsa 14:6, au văzut Ioan un înger care zbura prin mijlocul cerului, așa ducea o evanghelie veșnică. Asta o ai tu acasă la tine. O citești? O citești? Efeseni 5:26, el ne-a curățit prin botezul în apă, prin cuvânt. Asta ne curățește, frate. 1 Petru 1:23, noi am fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci din una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. Cât citiți voi în Scriptură, frații? Era fratele Cătun Alexandru în Italia și un prieten de-al meu îl întreabă, frate Sandu, cum de știi atâtea versete? El o citat din Evrei 5:14, căci hrana tare este pentru oamenii mari, a căror minte s-a deprins prin întrebuințare, să deosebească binele de rău. Și l-a întrebat pe prietenul meu, acum vă întreb eu pe voi, ascultați-mă bine, băieți și fete cu școală, la facultăți, da? Și eu am una în Cluj, ar fi mult să înveți un verset într-o zi? E mult? Așa în 24 de ore să spui mintea să înveți un verset, e mult? Nu e mult, bun. Eu sunt mai îngăduitor. Ați putea învăța un verset pe săptămână. Într-o săptămână, hai, nu într-o zi. Într-o săptămână, cu tot cu sâmbătă și duminică, ați putea învăța un verset? Da? Ce prudenți sunteți! Eu spun că se poate. Și acum venim cu o socoteală simplă. Numără câte săptămâni de viață ai. Și câte versete trebuia să știi. Hai că noi ne scuzăm, frate, ăsta e darul, e darul Dumnezeu, recunoaștem unde e darul Dumnezeu. Da, cât citiți dumneavoastră în Scriptură? Vă apuca odată dimineața cu Biblia în față? Avem mașini și eu am mașină. Dumnezeu mi este martor, la mine radioul care-i pus pe vocea Evangheliei, nu se deschide cu lunile mașini, eu nu deschid, când mai eu copiii în mașina, mai aud când pornesc motorul și repede îl opresc. Eu când merg undeva în călătorie și călătoresc mult, cânt. De-a ști voi ce frumos cânt eu. Frumos! Până răgușesc, când ajung, mai pot predica. Și vorbesc în limbi și cânt în alte limbi și mă bucur. Și meditez la cuvântul lui Dumnezeu, că n-am timp în altă parte, că sunt tot pe drumuri.
Dar Dumnezeu îmi este martru că îmi place Scriptura. Îmi place Evanghelia. Vrei să te apuci tu mai mult de citit? Ca să nu venit eu degeaba la Betania până la Cluj, aș vrea să iei o hotărâre că vei citi mai mult din Scriptură. Nu mai navigați pe internet, căutați toate știrile, cum se mai cheamă ele, că eu nu știu engleză, nu mai aveți aici adevărul lui Dumnezeu. Odată îmi povestea cineva în America că un om era foarte preocupat de momentul în care au căzut turnurile gemene. Și un frate de-a nostru pocăit. Și atât au accesat și atât au interesat până au venit doi ofițeri din FBI, cum se cheamă, și o sta de vorbă cu el, omul mi-a spus. Și mi-a spus, domnule, ce cauți? El a spus, caut adevărul. Dar el pe masă avea o Biblie și unul îi arată, acolo e adevărul. Acolo caut adevărul ca să nu ai probleme. Fraților, aici e adevărul lui Dumnezeu. Și în Scriptura asta noi avem putere. Credeți? Dacă v-ar prinde diavolul citind în Scriptură, nici n-are voie să vă deranjeze. La noi s-a pocăit un om, un hoț, un mare hoț, renumit în tot satul și satele împrejur, să merge în graj și ieșe călare pe cal și sărea poarta. Și el când s-a pocăit, știi ce s-a pocăit? S-a dus la un bătrân să-i furi oile. Un frate pocăit nu era lumină la noi în sat. Și omul ăsta, la lumina lui felinarul, o citit în Biblie până aproape la miezul nopții. El aștepta să adoarmă bătrânul ca să nu-l bată. Și o aștepta tot până la fereastră și bătrânul o citi până după miezul nopții în Scriptură și o da foaia și citea. Și când bătrânul o stins lumânarea, când felinarul ăla ca să culce, omul ăsta a spus, frații mei, a venit o groază peste mine, n-am mai putut să fur, am fugit acasă, am tras plapuma pe cap și tremuram și strigam, Doamne, ai milă, nu mă pedepsi. Pentru că un pocăit citea Scriptură. Și Dumnezeu are îngerii săi care ne ocrotesc. Plecați acasă mai curajos? Plecați acasă mai plin de putere? Că Dumnezeu nu ne-a trimis, frații, nu ne-a dat un duh de frică. El ne-a dat putere. Să ne-o dea și nouă, amin? Există putere prin postul nostru. Când vorbește Isaia de adevăratul post, Isaia 58, versetul 11, atunci voi da putere mădularilor tale. Că postul, și aici iarăși deficitar, nu-mi dați note, că mi le dau eu. Iarăși suntem deficitari și la rugăciune și la post. Că Domnul spunea Matei 17:11, acest soi de dragi nu iese decât cu rugăciune și cu post. Cred că astea două ne lipsesc nouă. Să ne dea Domnul mai mult dragă de rugăciune și de post, amin? Că postul e o metodă prin care poți să ajungi la puterea lui Dumnezeu. Apoi scrie în Roman 15:15, că pe aici, pe acolo, v-am scris mai cu îndrăzneală, în puterea Harului, în puterea Harului, și versetul 16, ca să slujesc înaintea lui Dumnezeu. Există, frații mei, putere în Harul slujirii. Nu spune că eu nu pot să cânt, deschide gura ca să poți cânta. Nu spune că eu nu pot să mă rog, deschide gura ca să te rogi. Nu pot spune eu nu fac, că dacă te apuci de slujit, Dumnezeu îți dă har, da? Celor din Petru 5:5, celor smeriți El le dă har și ai să poți să slujești, că harul lui Dumnezeu are putere, frate. Și apoi spune în Marcu 3:15, le-o da putere să vindece bolnave. Le-o da putere să scoată dragi. Marcu 16, de la 15 în jos. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, vor lua mână șerp, își vor întinde mâinile peste bolnavi și bolnavii. Amin? Asta e puterea lui Dumnezeu, frate. E puterea care are harul slujirii. Până nu te duci la un bolnav să te rogi pentru el, de unde știi că ai sau nu ai putere? În momentul când îți pui mâinile peste bolnav, atunci Dumnezeu îți trimite puterea de vindecare. Eu când am făcut prima ungere cu un de lemn la spital, l-am luat pe fratele Costică Șerban, eram atunci ordinat, multă vreme în urmă, și el îmi spune, măi frate dragul, Domnul a scris prin Duhul Sfânt cuvântul din Iacob, să cheme prezbiteri și eu, Domnul îi va vindeca.
Acum când vine Costică și cu Dragoș, când vine Vasile sau Ion, când vine nu știu cine, cuvântul e al Domnului. Cuvântul e al Domnului și El împlinește cuvântul. Ce vezi Ieremia, nu? 1:11, văd un vegheator, bine ai văzut. Dumnezeu veghează să împlinească cuvântul acesta, fraților. Și atunci, există în harul slujirii o putere să ne-o dea Domnul. Noi avem adunări tare frumoase, programe frumoase și mie îmi place. Dacă știi cât mi-a plăcut mie la Betania și aseară la Albini, și în adunările noastre avem momente când Domnul toarnă har, că uiți că ești pe pământ, vorbiri, lucrări, prorocii, avem la noi în adunare fete, tineri, băieți care prorocesc cu lucrări foarte bune de la Dumnezeu și așa ne bucurăm. Avem și noi cor, avem și noi orchestră, avem grupuri de cântăreți, dar nu astea semnele celor ce cred. Semnele sunt acele care le spuneam, își vor întinde mâini bolnave, se vor vindeca, vor scoate drațe în numele meu. Odată într-o adunare ultra dezvoltată, am întrebat, măi, cum de ce scrie aici n-aveți voi și ce aveți voi nu scrie aici? Nu sunt potriva corului, mie îmi plac corul, la 14 ani am cântat în cor. Îmi plac toate lucrările astea care se fac, dar pe lângă astea ar mai trebui să se vadă ceva. Să se vadă bolnavi vindecați, să se vadă îndrăciți că îți eliberați, să se vadă lucrările lui Dumnezeu prin puterea harului de slujire. Doamne ajută-ne, amin? Și apoi mai scrie unde? În Evrei, în capitolul 7, cu versetul 16, nu? Hai să căutăm cuvântul ăsta, că mie tare îmi place cuvântul ăsta. Pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți neperitoare. Am numit eu puterea trăirii. Eu am constatat că oamenii care trăiesc pocăință au putere. Și cei care n-au pocăință vorbesc de putere. În Corinteni 4:20 spunea Domnul, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci stă în putere. Frații mei din Cluj, și de unde sunteți dumneavoastră? Plecăm astăzi acasă cu gândul că Domnul ne-a dat putere? Păstrăm noi puterea asta? Vrem să mergem din putere în putere? Că dacă nu, vine Dalila și ne taie șuvițele și ajungem ca și Samson. Voi face ca așa altă dată. Știți ce mă doare când mă duc la un bolnav, mă rog și nu se vindecă? Altă dată s-o vindecat. Când mă rog pentru un îndrăcit și dau poruncă și nu pleacă și altă dată o plecat. Și atunci mă întreb, Doamne, pe unde sunt eu cu pocăința? Ce se întâmplă? Nu-s cumva Samson acela, știu cum sunt rugăciunea pentru bolnav, știu cum e, dar nu mai am putere. Și repede trec la verificare, rugăciuni, post, citire și toate celelalte. N-am depășit limitele pocăințe. Dumnezeu să ne dea mult înțelepciune, amin? Frații mei, noi n-am primit un duc de frică. Ăsta e mesajul care l-am eu pentru voi. Înțelegeți că nu trebuie să vă temeți, dar noi am primit un duh de putere. Spuneți amin? Plecați acasă mai tare? Mai puternic, da? Măi, când treceți pentru o problemă, aveți ceva, gândiți-vă, imaginați-vă dacă vreți, că îngerii Domnului sunt în jurul vostru și că vă păzesc și vă ocrotesc. Dacă n-ar fi fost așa, poate nu eram la Cluj. De multe ori am văzut mâna Domnului cum m-a ocrotit. În călătorii mergeam o dată la Sighetul Marmației, m-a adormit. În val erau prăpastii mari și m-am oprit pe stânga, pe partea stângă m-am oprit. Și veneau mașini din față oprit că nu știa ce fac eu. Eu dormeam la volan, mergeam în lucrare. Dar cine m-a păsit acolo? Știți cât călătorim noi cu mașina și copiii noștri se duc în străinătate și vin și adunarea noastră se roagă și spune, Doamne, să vii copiii noștri, dar să nu vii vești rele, că au murit în accident, că s-a întâmplat, să vină numai vești bune și noi ne rugăm pentru asta. Și îngerii Domnului ne ocrotesc. Noi am primit un duh, hai că nu mai predic mult, noi am primit dragoste. Noi am primit dragoste. Dragostea e mai tare decât frica. Știți asta? Dragostea e mai tare ca frica. În Evrei 2:15 vorbește de frica morții. Oameni buni,
Frica morții, cine-i moartea asta că nimeni nu se poate împotrivi? Și împărați, generali, savanți, medici renumiți, cerșitori, bogați, săraci, toți trec pe la moarte și intră în mormânt. Și există o frică a morții. Și mă gândeam la un moment dat că în cer, să-i spun Consiliul Suprem, nu știu cum să-i spun, în cer s-a făcut un plan. Era Dumnezeu cu planul și s-a pus o întrebare. Cine va merge pe pământ să răscumpere? Dar asta însemna moarte. Și însemna Ghetisman, și însemna Gabata, și însemna Golgota, și însemna crucea, și însemna cuie, și însemna bătăi, și însemna moarte. Și frica morții mare. Și acolo s-au găsit cineva care a spus, mă duc eu. Mă duc eu. Ce l-a mânat pe el oare să vină? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dragostea e mai tare ca moartea. În cântarea cântării 8:6 spune, dragostea e tare ca locuința morților. Și cât e de tare locuința morților. Și dragostea e mai tare ca duhul de frică. Dragostea nu se teme. Noi de multe ori ne temem de pedeapsă, nu frică de pedeapsă. Dar în Ioan 1:4:18 spune că în dragoste nu este frică. Că frica poartă cu ea pedeapsă, dar cine are frică nu a ajuns de săvârșit. Mi-aduc aminte în Geneza 43, au venit niște oameni rupți de foame la înaltul dregător și se temeau să nu primească o pedeapsă. Și au spus, domnilor, noi am mai fost aici odată, am cumpărat grâu, am plătit cinstit, dar când am ajuns acasă am văzut argint la sac. Uite acum am adus argintul înapoi și am adus alt argint, numai nu ne faceți nimica. Și economul îi spune în Geneza 43:23, fiți pe pace, nu vă temeți, Dumnezeu vostru v-a pus o comoară acolo, știți? Frații mei, mai scriem Psalmul 34, versetul cât 4. Eu am strigat către Domnul și El m-a izbăvit de toate temerile mele. Eu am fost să mă rog pentru mulți bolnavi. La unii am întâlnit duc de boală și la alții am întâlnit duc de frică. Alaltii eram la rugăciune și un proroc se uită la o femeie, se uită lung, și îi spune, da, ai să te găsească moartă acasă, când ați vie, tu ai să fii moartă. Ai început a plânge, exact la asta mă gândesc. Bărbatul să-i păstor, e proroc, plecat mult, și ea se gândea, o să mă găsească moartă acasă. Și a spus Duhul Sfânt, o să te găsească moartă acasă. Eram într-o familie, o striga Duhul Sfânt, femeie, te tem de lucru care nu ți se vor întâmpla niciodată. Și am trebuit să luptăm cu duhuri de boală, și o trebuie să luptăm cu duhuri de frică, care nu e așa de mare boala cât e teama de mare. Dumnezeu să vă scape de duhurile astea de teamă. Amin? Și vorbeam de teama asta de pedeapsă și teama nejustificată, am mai predicat eu și spuneam că eu de câte ori citeam despre Iosif, totdeauna plângeam. Și om bătrân, însurat cu copii, plângeam de Iosif și, vai, cum a fost. Dar odată am citit despre Iosif și când am ajuns la un verset, am început să râd. Am început să râd și chiar mi-a venit așa să râd, măi. Știți la ce? Am ajuns, o ajuns fratele lui Iosif și i-a pus deoparte într-o cameră. Vorbesc de Iosif, era al doilea după faraon, puternic, armată, soldați, gărzi în jurul lui, herghelii de armăsar pur sânge din aia. Cine era Iosif? Și fratele lui închis într-o cameră a spus, ne-a băgat aici ca să ne furi măgare. Duci, andate mă, duci, ia-te-mă, col. Băi, aveau niște măgari veniți din Canaan, numai coastele să-mi deu, că în Canaan era foame. Și cine era Iosif de bogat și avea nevoie de măgarilor. Așa vă temiți voi câteodată că vă fură măgare. Și n-are nimeni nevoie de măgare voastre, stați cu minți, vă temiți degeaba. Dumnezeu să îndepărteze duhul ăsta de frică, amin? Că noi ne temem câteodată de pedeapsă, ne temem de responsabilitate. Matei 25:25, a venit unul cu un bănuț în mână și a spus, stăpâne, ia-ți ce-i a tău. Mie mi-a fost frică. Și l-a lăudat Dumnezeu. Rău, viclean și leneș. Te temi să cânti, că dacă mă înnec, nu? Solistele, dacă mă înnec,
dacă te neci, mai începe o dată. Așa niște pretenții. Eu vin dintr-o adunare în care începe un frate o cântare, pe linia lui, așa, eram copil. Și nu o putea duce. Spunea, nu, fraților, hai mai... Și-o mai începe o dată și la treia oară reușea, nu râdea nimeni. Frații erau cu lacrimi în ochi, că ei cântau Domnul. Acum, Doamne ferește, erau un semitor mai jos, stăți cu mână, dar ce-i asta? Asta nu-i pocăință. Te tem să te rogi, te tem să predici, te tem să predici adevărul, te tem că devii nepopular, nu mai cheamă la anul, știi? Nu poți să spun nimic de ținutul, nu poți să spun de nașterea de copii, nu poți să spun de botezul Duhului, nu poți să spun că nu mai cheamă. Și crezi că Domnul mă laudă pentru asta? Știi, mi-a fost frică, ia ce mi-ai dat și gata, rămânem prieteni. Nu, nu, rău, viclean și leneș. În Isaia 62, cu 1, spune, din dragoste pentru Sion nu voi tăcea. Că n-avem voie să tăcem, dacă ne-a dat Domnul ceva, lucrați, oameni buni. Dacă la un păstor de ăsta mare, cu nume, i-a venit o lucrare să se pocăiască, prorocule, spune eu așa, n-o schimba, n-o îndulci tu, mă tem să eu spun că ăsta e nu știu cine. Poate are nevoie de lucrare aceea. Mi-aduc aminte odată de la București, o delegație mare într-o adunare la noi și un proroc a zis că așa vorbește Domnul. Și păstorul local era din zonă, era, îi făcea așa. Și prorocul Domnul, dar ăla altul a văzut că era pocăit, era președintele cultului. Eu a spus, lasă-l băie să prorocească, eu pentru asta am venit până la Suceava. Măi, oameni buni, haideți să slujim după puterea care ne-a dat-o Dumnezeu. Și să nu ne temem, ne temem de responsabilitate, nu lucrăm cu darul care ne-l-a dat și la urmă luăm pedeapsă. Dar dragostea e mai tare decât frica. Din dragoste pentru Sion nu pot să tac. Din dragostea pentru adevărul lui Hristos nu pot să tac. Și îl spun aici la Betania și îl spunem și noi, că vă place de bujor sau nu vă place, nu-i treaba mea. El e obligat să vă spună adevărul. Și să aibă dragoste să vi-l spună. Amin? Dragostea e mai tare decât frica. Am un prieten, îi vă spun numele, Octavian Accente. Îl sună cineva de la Cluj, o femeie, nu știa că e măritată, că nu e măritată, el nu a întrebat. Frate, roagă-te pentru mine. S-a rugat odată, două, trei ori, în toată ziua. Și acum spune, băi, nu i-am mai răspuns la telefon, dar și eu mă rog pentru ei. La vreo lună de zile i-a răspuns și am început să plânge. Te-ai săturat de mine, nu vrei să te mai rogi, spune-mi cine ești tu, mai fă o rugăciune și gata. Și se roagă și are o vedenie. Din depărtare, din altă țară, vine spre ea, în România, vine un băiet ca să vină la ea. Dar până la ea era cuprins de frică, de teamă, se duce înapoi. Și de trei ori s-a întâmplat asta. Ei, când se dea răspuns, măi, sor, eu nu știu, ești măritată, nu ești, ești domnișoară, nu știu. Uite ce mi-a arătat Domnul. Ea spune, zice, frate, nu sunt căsătorită, avea o vârstă oarecare, am un prieten în Spania, care am vorbit să ne căsătorim. Și tot vin în România să ne căsătorim, dar nu a ajuns niciodată la mine, că el e din Timișoara și tot pleacă înapoi, când spune la telefon, dar cum o să ne descurcăm noi dacă ne căsătorim? Vă zic, mai spune așa, ce am văzut eu, spune că a spus Octav că toți care s-au însurat dorm pe supoduri, dorm prin câmpuri, n-au unde mânca. Și asta fată i-a spus la ceala. Măi, tu-l cunoști pe Octav? Da, a fost la noi în Spania. Unde i-a spus Octav? Omnii repede și-au făcut nuntă și trăiesc fericiți. Măi, când cineva se teme să mărite, se teme să însoare, nu-i dragoste destulă, că dragostea e mai tare decât frica. Cum s-au descurcat părinții noștri, așa ne-am descurcat și noi. Pâinea noastră, o cânta sora de la Volovăț, o cântare, e la Dumnezeu, fraților. De ce să ne temem? Am mai povestit-o că după Revoluție, o reporteriță din asta a venit în Botoșan la nevasta unui preot și a luat un interviu. Mama, 13 copii. Și reporterița a făcut drept, s-o cotea la 13 și cu 2, 15. Doamna preoteasă, cum asigurați dumneavoastră 45 de porții de mâncare într-o zi? Și asta femeia așa de senin a spus, doamna reporter, dar la noi în casă de 45 de ori pe zi se spune Tatăl nostru. Și la noi copiii nu mănâncă fără rugăciune și în Tatăl nostru scrie așa, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și Domnul ne-o dă.
De ce vă mai temeți? Aveți motive? Acum, dacă cineva nu se însoară că se teme, apoi ăla n-are dragoste multă. Cu o fată nu se mărită că se teme, aia n-are dragoste multă. Să ne umple Domnul inima de dragoste, amin? Că dragostea îndepărtează frica. Noi n-am primit un duc de frică, am primit duc de putere, de dragoste și de chibzuință. Despre asta nu mai predic. Că chibzuința sau înțelepciunea care e dată de la Duhul Sfânt, că Isaia 11:2 spune duc de sfat și de tărie, duc de pricepere, așa? Multe se referă la înțelepciune, e înțelepciunea lui Dumnezeu. Că în 1 Corinteni 12, 8 și 9 spune, de pildă e unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia despre cunoștință, altuia credința prin același Duh. Noi avem de la Dumnezeu primit înțelepciunea. Când primim Duhul Sfânt, Domnul ne face înțelepți. Amin? Să ne ajute Domnul. Înțelepciunea asta n-are de-a face cu pregătirea academică, sau de coeficientul de inteligență care îl avem. Asta e înțelepciunea care vine de la Dumnezeu de sus. Și în Iacob 3:13, înțelepciunea n-are de-a face numai cu ce știi, ci are de-a face cu ce faci. Ține zice că este înțelept să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute în înțelepciune. Doamne ajută-ne la asta. Eu vreau să închei predica. Știți care a fost îndemnul meu? Și vă spun în modul cel mai categoric, de la Dumnezeu l-am primit îndemnul pentru voi. Nu vă temeți! Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică. Vă duceți cu gândul ăsta acasă? Dumnezeu ne-a dat putere, dragoste și chibzuință. Astea toate trei sunt mai tari decât frica. Și când duhul de frică, care nu-i de la Dumnezeu, nu vorbesc de frica de Domnul. Când vine Duhul de frică la mine, mă găsește plin de Duhul Sfânt. Mă găsește cu Scriptura în mână, cântând cântări, rugându-mă în alte limbi. Eu sunt zi de post, sunt la adunare cu frații, păzesc calea, slujesc, am o viață frumoasă și am putere. Și dacă am putere, să uite Duhul de frică la mine și spune, să mă duc la altul. Ăsta are și putere, și dragoste, și chibzuință. N-am loc să vă dea Domnul vouă putere, dragoste și chibzuință. Și să nu vă temeți. Amin.